Să vedem acum cu moartea reginei, regretatei regine, că e un fenomen al naturii. A fost un fenomen. Cu noul rege, Charles, ce valoare va avea viscriu și faptul că venea? Și... Vă puneți vreo speranță? Păi nu, întreaba asta? Nu-mi pun mari speranță. Cum o să mai impun? Eu adică vine regele mai... Angliei să se mai... Păi n-ați văzut că ne-am descoperit brusc toți monarhiștii acum cu ocazia asta și toți o trag singurul cu Charles al nostru. Singurul lucru avantajos pentru România, o spun cu toată gura, ar fi să ne declarăm dominion al Imperiului Englez. Mm. Aș 53-a țară, două au ieșit, erau 52, acum au rămas 50, a 51-a țară din Commonwealth. Ei, și ce? Cum Australia poate fi, Canada poate fi și Noua Zeelandă și insulele din Africa și toate insulele, țările din... Deci măcar să ne domine cineva oficial. Dom'le, să fim... Păi să da. Fie cu la poartă. Uite, am putea să ne ducem cu o jalbă în proțap, da. Dar nu eu, că niște reprezentanți. Zice, ia-ne sub aripa monarhiei. Atunci România ar avea o șansă. Altfel, veriga de care vorbeam nu va avea, adică lanțul nu va avea o verigă lipsă. Da, asta că nu pierd mâna. Mă întrerup exact în momentul când vreau să spun verbul. Și asta nu-mi combine. Mi s-a părut că a spus. Pentru că, chiar, parcă acolo, să nu spun. Gata. Deci exact când veriga lanțului, când vrem să o schimbăm, SRI-ul care a greșit și care... Așa. Merge, nu se poate. Nu se poate. Și lanțul se compune, se construiește verigă de verigă în continuare. Lanțul cu care suntem înconjurați noi. Acum întrerupem. Nu, întrebarea era în continuarea discuției noastre, că am plecat de la vot. Deci votăm ce ni se dă. N-avem opțiuni reale, e totul într-un scenariu. Da. Pe lângă toată ecuația asta, ei prosperă. Au clasă politică, după cum spuneam, au afaceri, au... Îmi spuneți că din interior soluții nu prea putem să generăm. Că n-avem cum. Că avem o singură armă și aia e degeaba, e o iluzie, votul. Doar din afară, din nou, iar să mergem pe la alte porți? Pe ce? Iar să zicem că nu suntem în stare? Păi de ce am ajuns aici, domnule? În 89 n-am fi mers pe la nicio curte, n-aveam niciun leu datorie, niciun dolar datorie. Și în 89 a venit tovarășul Iliescu și ne-a pus capac. Și ne-a dus de nas. Și noi ne-am lăsat duși prostiți de 45 de ani de comunism. Că atunci nu știam ce înseamnă aia, ce înseamnă... Trebuia să vină un om adevărat patriot. Cuvântul... Aș face o despărțire între patriotism și naționalism. S-au năpustit asupra termenului național. Ești naționalist, ceea ce însemnează că ești cu Hitler. Fiindcă se numea Partidul Național ce era. Și ala. Nu vine, de acord. Dacă nu vreți în dicționar, scoateți termenul. Dar patriot pot să fiu? Să-mi iubesc mama, casa, țara, pot să fiu? Că dacă îmi iubesc mama, nu înseamnă că spun că mamele celelalte sunt deplorabile. N-am să spun asta. Niciodată. Ba din contră, eu accept că ai o mamă pe care sigur o iubești ca pe cea mai importantă persoană din viață. Cum și mama mea, pentru mine este la fel. Și asta este patriotism. Mm. Deci hai să nu ne mai certăm că ne iubim originea. Numele. Vor să despară și buletinele. Vor să ne treacă și numele. Numai că, și eu asta anunț, vreau să anunț. Ăsta e motivul pentru care am venit aici. Antenele mele, simțurile mele, nu antene, că n-am prieteni, n-am găști, simt că s-a cam ajuns, cu tot războiul care este, dar și războiul are un curs acum diferit de până acum o lună. S-a cam ajuns la fundul sacului, la fundul prăpăstiei, nu a sacului. Și că de acum, pe nesimțite, vom începe să urcăm, nu mai coborâm. Și cu moralitatea, la care făceam aluzie. Lumea știe la ce mă refer. Pot să o și spun, dar mi-e teamă de interdicții, că sunt niște colegi de-ai noștri, prieteni, puși și prieteni, la CNA, care se uită pe mine acum să mă... Aici CNA-ul nu funcționează, dar funcționează alte reguli când ne spune pe bine. YouTube, asta da. Dar oricum, nu vreau să-mi aprind pe în cap, nu vreau să mă lovească unul cu mașina din parcare, nu vreau, că sunt și eu un om și
vreau să mai trăiesc ca să văd, să fiu spectator, să văd și sunt curios ce se mai întâmplă. Unde? Dar simt că am depășit nivelul de jos și că ușor, pe nizmi, urcăm. Încep să se schimbe părerile oamenilor cu privire la ce face școala, cum își bate joc. Adică părinții nu mai au voie în școală să nu intre. Mă, frate, unde te trezești, doamne? Păi nu ești al poporului, nu poporul te conduce, te plătește, te întreține, te susține. Nu poporul e cel pentru care trebuie să muncești, să lucrezi, să produci și să conduci. Poporul te alege reprezentantul lui. Păi așa e logic. Teoretic. Ministrul este reprezentantul celor pe care îi reprezintă. Adică ministrul muncii, am o mare stimă pentru domnul Budăi. Sper că și pentru domnul de la energie. Sper că și pentru domnul de la energie aveți aceeași stimă. Nu. Păi știu ce vorbesc. Eram ironic, da. Da, știu, dar sunt câțiva care săracii sunt din partea bună a trebii. Nu toți sunt trădători și batjocoritori. Nu toți. Sunt unii care să-ți bat, dar îi dă și afară. Pleacă, nu mai este, nu-s bun, nu corespund. E, a început să se schimbe. Prevăd, într-un an de aici, vom traversa cea mai grea iarnă care ne-a fost vreodată pusă în față. Cât o mai trăi? Să vedem. Dar nu vreau să vă întrerup, dar suntem la momentul cu iarna și tot invocați bagajul trecutului. Unele momente de nesuportat din comunism, frig, întuneric, foame, imaginea aia cenușie, ni se vinde acum ca necesitate și ca normă pentru a învinge rău. Că ne-am întors de unde am plecat. Dom'le, ba mai rău, că amenzi pentru că consumăm mai mult curent, nu s-au anunțat niciodată. Atunci plăteai mai mult. Ce să faci? Dar acum să-ți dea amendă? Pentru că ce? Pentru că ți-ai încălzit copilul, casa sau ce știu. Dar 20% din curentul, din energia țării e consumată de particulari, de cetățeni, de popor. Mm. Restul sunt industriile care... Care mai sunt cât de cât. Care nici ele nu mai sunt, că dacă erau alea după vremea din înainte de 89, acum consumau. Da, vedeți dumneavoastră că ceea ce înainte era absurd și era de greu de îndurat, și acum a devenit normă. E normal să vină, nu știu, ministrul de energie al Elveției să ne zică să facem duși doi câte doi ca să mai economisim din apă. Să vină un Macron să ne zică că să stăm cu 19 grade în casă. Să vină ăsta al Germaniei și tot așa. Adică, mă, stați un pic. E prea mult. E un pic prea mult. Și măsurile astea par un heirupism mai degrabă decât niște soluții valabile. Că dacă ne zicea, uite, planul e ăsta și rezolvăm cumva situația în perspectiva asta... Lumea poate crede, da, par de desene animate. Păi ce rezolv cu 2 grade, cu duși în 2, în 3, în 4? Și știți cum nu zicea să mai punem un pulover? Avea și dreptate, mai punem un pulover și... Acum, chestia cu dușul din 2 în 2 ar putea fi foarte bună. Da. Să faci cu vecina. Sau să fim progresiști cu vecinul. Când vorbeați de moral. Ce înseamnă progres? Asta e progres? Nu știu, am zis și eu. Păi ai zis greșit asta. Păi stai bă, asta e progres. Așa se cheamă. Să ajung să fac dragoste. Nu vreau să vă bag în da. Cu vecinul. Asta înseamnă progres? Unii așa o vântă, domnul. Iertați-mă, asta înseamnă degenerare. Mi-am pierdut mințile și nu mai știu și mă interesează doar un orificiu. Libidou nu e asta. Da. Întorcându-ne la ce ați spus dumneavoastră acum câteva minute, la soluții. Deci dumneavoastră spuneți că soluția nu mai poate veni din interior, e să mergem să cerem ajutor pe unde mai putem. N-am zis eu asta. Păi nu, ziceați că singura noastră speranță e să mergem la cealaltă, să-i spunem, bă, ia-ne și pe noi. Să cerem ajutor? Nu, să salvăm România, nu știu. Ce crezi că dacă am intrat sub umbrela unui imperiu, imperiul ar zice, copii, vă dau imediat toate datoriile, le achit eu nu, cu siguranță și voi nu. Uzuriți nu, și împrumutați în continuare. Luați în continuare, da.